Iuhu! Salut! Bine te-am regăsit la un nou tutorial al unor riff-uri celebre aici la Guitar Chords Galaxy. Astăzi facem Song 2. Blur! Iuhu! Song 2, piesa 2, Song 2, care este foarte des confundată ca nume, sau îi se mai spune și piesa Yuhu, dar este numită greșit astfel, pentru că ea se cheamă Song 2. Este așadar o piesă a trupei Blur, o trupă englezească formată în Londra în 1989 și este o piesă, cea de-al doua piesă de pe albumul din 1997, albumul cu același nume, se cheamă tot Blur. Este foarte interesant faptul că denumirea piesei, numele piesei, provine din, practic din lista de piese propuse pentru acest album. Deci aveau o listă de piese pur și simplu pe care urma să le pregătească pentru album și era așa, piesa 1, piesa 2, piesa 3, piesa 4, iar această piesă era pur și simplu pe poziția a doua. Deci scrie acolo Song 1, X, Song 2, Y. Deci aceasta era Song 2. Și așa i-a rămas numele, practic au considerat că sună interesant, oricum a fost inițial ca un fel de glumă, ca un fel de, să zic așa, provocare la adresa casei de discuri, a zis, uite mă, luați aici o piesă să vă pupe în capul, nu știu cum, ceva în genul ăsta. Celul de la casă de discuri le-a plăcut însă această glumă de ghilimele și a ajuns practic cumva dintr-o glumă, a ajuns cea mai cunoscută piesă a trupei într-un fel. A fost votată de ascultătorii BBC Radio 1 în 1998 ca pe poziția 15-a Best Track Ever și cel mai bun track de muzică din totdeauna. Iar New Musical Express, revista care ulterior a devenit un site, mă rog, în 2011, a pus-o pe poziția 79 în top 150 cele mai bune piese ale ultimilor 15 ani. Ea a ajuns pe poziția a doua însă în topurile din UK, mă rog, pe poziția 42 în topurile australiene și pe 6 în topul american Billboard al pieselor de muzică rock alternativ. Începând din acest an, formația italiană Juventus de fotbal folosește această piesă după golurile marcate pe teren propriu acasă și, mă rog, piesa mai a fost folosită sau este folosită și de alte cluburi de ok, pe gheață, de exemplu, tot așa după marcarea unui gol. Piesa, practic, constă acest riff de introducere care, pe baza căruia, practic, stă cam întreaga piesă. Sunt niște power chorduri în fa minor, mă rog, deci fa, mi bemol, la, si, do. Astea sunt toate și există un ritm. Și aceste ultimele trei riff-uri, mai târziu, când intră partea de distors, se repetă pe corzile mai grave, când intră cu distors. Imediat o să vedeți riff-ul cântat la tempo normal, la tempo mai rar, cu partitura și tablatura pusă pe ecran ca să vă puteți orienta. Tot ce rămâne de făcut este să luați chitara și să învățați acest riff. Spor!